Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Provocarea Zurli. Ghici, ghici, ghici. Ce, ce, ce? Ghici, ce provocare am astăzi? Stai așa. În primul rând, să le spunem să sune la 0372069599 părinți cu copii care pot să participe la provocare. Copii, nu adolescente de 17 ani. Și nici bebeluși de două luni. Copii care pot să intre cu voi în joc împreună cu Fetița Zurli. Pentru că premiul de astăzi la provocarea Zurli este un microfon pentru copil. Microfonul care cântă, tu ai baterii nu în microfonul vreau ăla? Soare, nu da? Vreau lună. Ia stai. Să vedem, cum e? Da. Zice și 3, 2, 1. Savina. Și soare, nu vreau lună. Așa, vreau un microfon pentru cel mic, o carte pentru adultul care intră împreună cu el în concurs și un joc, o carte, totul este despre Fetița Zurli când astăzi este despre astăzi și jocul Am o căsuță mică, un joc pe care îl poate juca absolut toată familia. Și am pregătit o diplomă pentru familia care participă la provocarea Zurli. 0372069599. Bună dimineața! Alo. Bună dimineața! Bună dimineața, Europa FM? Da, chiar Europa FM, ești în direct cu Mirela Retegan și cu Fetița Zurli la provocarea Zurli. Bună dimineața! Dă televizorul, telefonul, radioul mai încet. Da, așa, am plecat în altă cameră. Bravo! Cum te cheamă, de unde ești? Sunt Dogărescu Maria din Brăila. Așa. Ce ai mâncat azi dimineață? Lăptic cu cereale și acum papă o bănânuță. Bravo, bravo. Nu ardei umpluți cu struguri, cum a vrut să-mi dea mie Fetița Zurli în dimineața asta. Nu. Lasă că îți pregătesc eu pe săptămâna viitoare o super idee de mic dejun. Maria, cu cine participi la provocarea Zurli? Cu tata. Cum te cheamă pe tine, prințesă? Maria Dogărescu. Și pe mama cum o cheamă? Ionela Dogărescu. Ionela și Maria. Câți ani ai, Maria? 4 ani. Dar tu o cunoști pe Fetița Zurli? Da. Ai văzut-o vreodată de adevăratelea? La Galați. La Galați, la spectacol? Ce tare, tu ești Maria, parcă te țin minte, mi-ai făcut din mână, așa-i? Da, am făcut și poze. Și am făcut și poze și erai în fața scenei pe acolo, nu-i așa? Exact. Te țin minte pe tine, Maria! Deci, Ionela, Maria, sunteți pregătite? Da. Dacă reușiți să faceți ce vă cere Fetița Zurli, premiul pleacă spre voi. Un microfon Zurli, o carte astăzi este despre astăzi pentru mami, un microfon pentru Maria și un joc pentru toți prietenii voștri și toată familia. Hai, gata, Fetița Zurli, sunt ale tale. Concentrează-te, du-te cu gândul până la Brăila. Acolo o mamă și o fetiță așteaptă la receptor provocarea. Bine, spatele drept, burta în față, nasul în vânt. Provocarea este... Va trebui să cântați, dacă vesel se trăiește, ca și cum ați fi niște căței. Adică cu ham, ham, ham? Exact! Oh. Uite, vă cânt eu prima dată. Ham, 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 ham. Sunteți un cor de cățeluși. Bravo, Ionela, bravo, Maria. Premiile pleacă spre voi. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.